Salutare tuturor, mea și bine în un episod din case opening pe site-ul Drake Moon. Așa se numește site-ul. Ceea ce să faceți voi ca să primiți gratuit bani. Eu nu mi-am făcut codul meu deoarece nu vreau să scot bani de pe site-ul ăsta. Intrați la Affiliates. La promo code și păcați Nick. Nick e de la Nick Banian. Și o să primiți $0.75. Ok, păi eu deja mi-am băgat bani pe acest site, așa că hai să deschidem o zi cu de-astea, pentru că poate facem profit de pe de-astea, mici, hai să vedem ce ne pică. 0,3 cenți, foarte ieftină cutia asta, și ne-a picat. N-am făcut profit aici, asta n-are cum să fie 30 de cenți, adică ce e făcut, frate? 10 cenți, mai reschidem cu una, hai, poate ne pică ceva de 5 cenți. Și facem profit. Asta e ieftin, n-are cum, nu, asta nu e mai mult. Cât e? 11! Mai deschidem, frate, ce-i? Deschidem astea și după aia mă mai hotărăsc eu ce să deschid. Ce să deschid. Asta nu... Na, nu-i asta nici pe dracu. Cât e? 12? Fai! Păi nu-i mult, dar nici puțin. Să asumim un pic să văd ceva aici cam... Sell! Și fiți atenți, ca să vedeți, dați la winnings. Eu n-am păstrat nimic, trebuie să vă puneți trade URL-ul și acum mi s-o bloca asta, asumim un pic. Mi s-a blocat pe chestia asta cu trade URL. Să asumăm pe băieții. Că trebuie să fac ceva aici, că... Da. Deci mi s-a blocat pe chestia asta cu URL și nu știu de ce. Și trebuie mai poți să refresh ceva, nu știu. Da, trebuie să dai înapoi, trebuie să dai înapoi pe pagina. Ok. Ok. Deci, ce trebuie să faceți voi aici? Dacă vreți să vă faceți propriul vostru cod, și trebuie să faceți voi, trebuie să dați la Affiliates. Și uite aici, uite aici, codul ăsta, că sunt codul ăsta e al vostru, practic. Vine la dați la prieteni și primiți un cent. Și cu ce faceți level up, faceți mai mulți cenți, mă rog. Asta nu zic că e gen meritabil un cent pentru un prieten, adică trebuie să fii 30 de prieteni deschis o cutie de asta. Mai bine îți bași tu banii tăi și gata. Ia, cine pică, cine pică. Asta e ieftină, ala, asta e ieftină rău. Dați două cenți. Hai mă că poate, o să, dacă nu pică armă scumpă, o să o păstrez să vă arăt și vouă cum mergea. Vai, doamne, dacă îmi pică aia cât e. 8 cenți, păi, dăm aici, da, ce facem noi, dăm aici, da? Dăm la winnings. Vreau să văd ca trade-urile, o să azi numai o secundică. Nici nu s-o loga pe Steam, perfectă-i treaba. Get it by clicking here. Here, my friend, here, să azi numai un pic să se loga pe monitor. Mă trade offer-ul. Dați și voi trade offer-ul dacă vreți. Ok, băi, dați aici și puteți să o vindeți, de exemplu. Sau să dau withdraw item, să vă luați în inventar. Eu nu vreau să iau în inventar, așa că vreau să vând, pentru că nu-i jegul ăsta de-am fac cu el. Ok, și mai deschidem o cutie din asta, poate după aia trecem la de-astea. Ok, open this case. Perfectă-i treaba, hai să vedem cine pică. Pe 250 valence, really? Mare lose ce-am făcut aici, mare lose. Oh, 031, nice! Ok. Mă lasă să-l vând. Try again. Ok. Și mergem la... winnings? Poate? Nu mi s-a salvat trade-urile, glumești? Stați numai un pic. Nu știu ce chestia asta, adică ce am problema asta, nu mi se salvează. Mă rog, o să dăm la Drake Moon aici și deschidem cutii de-astea, sau de-astea. Micro Drake. Hai mă, deschidem un micro Drake, bă, gamiaș! Mamă, dacă pică ceva bun. Vă dați seama că pică ceva bun, poate. Nu trebuia să deschid chestia asta. Nu. Deschidem un dolar alt. Atunci, dacă tot am făcut profitul ăsta. Unde ăsta? Open this case. Hai frate, poate pică ceva bun de aici, mai știți? Poate pică ceva bun de aici. De un euro, poate, nu știu. Ce-i vorbi, frate? Un euro? Na. Ce, mă? Unde astea? Cât e 10 cenți. Frumos. Winnings. Am ceva la winnings aici? Sau nothing? De ce nu mă pune? De ce mă pune să-mi bag trade URL-ul? Stai să mă pic să verific. Nu știu de ce mă pune să-mi bag trade URL-ul, măsa. Ce cutii să mai deschidem? Ziceți și voi. Deschid numai de-astea, mi-l spec, poate face profit?
Sau ce să deschid, frate? Ce să deschid? Ce ziceți, mă, să deschid? De fapt, nu facem live, nu puteți să zice. Deschidem de asta. Nu pot să cred că am făcut chestia asta. Dacă plecam necroposul ăla, că e armă nouă și era mai scumpă, dar asta... Nice! Și avem 99 de cenți. Nice! Hai că e bine, e bine! Trebuie să deschidem de asta. Puteam, de fapt, dar nu putem. Un dolar sau un cent! Hai, bă! Facem profit din asta. Hai să vedem, frate, dacă facem profit din asta. Open this case. Hai, frate, facem profit. Facem, mă, profit, mă, frățiorilor. Hai, bă. Asta e 20 de cenți. Hai, bună, e 20 de cenți. Adică, na, dar n-am făcut profit. O, 40 de cenți chiar. Hai, uite de asta. Bă, gamea, șoacă. Hai că mai deschidem de astea. Hai, frate, poate fi că ceva bun. Fuck, nu mai deschid asta. Nu fac profit de pe astea. Cât? 42. Deschiderea asta. Milspec. O să mai facem episoade de genul, cred că din 2-2 zile, când mai bag șobanii în CS, adică asta nu e CSGO, e case opening pe site. Lose. Am făcut mare lose. Bă, ziceți și voi în comentarii, acum că tot avem timp să vorbim, ziceți în comentarii dacă vreți să facem live-uri, dar nu bine. Live-uri, gen, în live-uri să deschidem chestii de genul, că ar fi și mai că gen un hype mare, poate să-mi bag o dată, nu știu, mi-aș băga 70 de euro să deschidem un pica knives, dar... Ioi, doamne, dacă îmi pică un boot knife safari mesh și îmi pierd tot asta, asta mi-e frică tot timpul când îmi bag mulți bani într-un site, dacă îi pierd! Adică suma asta pe care am băgat-o eu acum nu-i deloc, nicio sumă asta, nu-i nici cea mai mică sumă, dar mă rog. Bedregmon? Schimbă de asta oare, mă? Hai, frate, o pica ceva bun, o pica, sper să pice ceva bun, acum ce să zic. Oprește. Yes! E 2 euro! Deschidem, băieții, mai mult! Ce 2 euro, frate? Am crezut că e 2 euro. Iară 99 de cenți. Am băgat în plus și nu pot deschide asta, că am 99 de cenți. De eu pot să le vângem și... Nu mai am, că am avut 5 euro sau cât am avut, nici nu știu cât am avut. Hai să deschidem astea. Hai, pică, te rog, ceva. Spice. Fuck! Mai avem bani, mai avem un euro și ceva chiar, dacă o vine pe asta. Da, un euro și ceva mai avem. Un euro și 15. Nice. Oricum, fac profit, adică se oprește, dar sper să fie ceva bun. Asta e nouă arma asta. S-ar putea să fie destul de scumpă. Pe dracu. Un euro! Chiar, descriem-o de asta. USP Puff. Puffy Puff. Open this case. Trebuia să dăm free test ping ca să vedem dacă ne pică ceva bun. Dar nu-i problemă. Se pe Guardian. Nice. Dar nu e scumpă, dar e totuși nice, nu? Da, mai nice. Mai scriem încă de asta. Că facem profit de pe ea. De pe urma ei. Urma ei. Se pe cu farm. Nu, uite la ei ce frumos era. Vai. Nice din nice. Mai scriem de asta. Open this case. Hai, frate, poate pică și la băiatul ceva bun. Bine, din asta nu prea are ce să pice bun, dar astea mai mult dacă ar pica... Era bună aia. Era mulțumit cu aia. Vezi pe cine, hai, deschidem. Nu mai știu, dacă vă plac episodele de genul cu case opening pe site-uri de genul, mamă, ce chestiile pică la tipi, știi, nebun? Asta e ieftin. E 2 cenți sau 3 cenți. 15 cenți, frumos. Mai deschidem. Da, mă, îmi bag banii, acum îmi pierd banii, deci să vă gândiți că am băgat... Nu știu cât am băgat, 7 euro sau 6 euro sau 5 euro și am pierdut absolut, mai am 2 euro, frate. Aoleo. Bine, mai bag, nu-i problemă. Mai facem episoade zilnice dacă vreți, dacă vei să bag 4 euro, gen, dar dacă fac și profit acum, nu pot să, nu, să pierd totuși. Aoleo. Aici am pierdut, chiar am pierdut, aici nu-i, ăsta nu e mult, mă. Sau poate să fie mult? 31, not bad. Am făcut, adică, asta a fost ca un fel de case free. Pentru că nici n-am pierdut, nici n-am câștigat. Adică un cent am câștigat, dar asta chiar nu e mult. N-are cum să fie asta mult. 11. Ok. Nu fac case opening pe CSGO normal, pentru că... pana mea, frate. E pierdere totală acolo. E 100% loss. 21.
Deci acolo e 100% los, nu că... Nu, no, acolo e 100%. Nu, nu chiar 100%, adică poți să ai și bulanul. Ok, cât costă chestia asta? Un cent. 10 cinți, pardon, pardon, băieții. Ok, păi am să mă gândesc la ce să deschid, pentru că habar nu am. Ce mă, asta fac, mă? Da, mă. Și cred că o să vă las, nu știu, vreți să vă las, dar de pe afiliate-ul meu, adică de pe afiliate-ul meu, de pe codul meu de promoție, nu câștigați așa de mult ca la Nick Banian. La Nick Banian câștigați 75 de cenți și la mine câștigați 45 de cenți. Acum nu știu, dacă vreți să mă ajutați pe mine cu bănuți pe site-ul ăsta, puteți, dar nu, nu vă ajută cu nimica. Nu vă ajută cu nimica. Ok, Dragon, hai, ce să deschid? Ai încă de astea, da. Bine, am făcut profit de pe astea. Nu pot să zic că n-am făcut profit. Am făcut ceva profit, dar nu mult. Nu mult, da. Nu se compara, adică. Da, ai oprește de prește de... Aaaa, era două factorii. Dacă era factorii eu, mă. Am pierdut ceva, da. Da, să zicem. Puuu, este 11 cinți. Sau 12. 11. Open this case. Bine, nu sunt mulți bani chestiile astea, adică unii zic, vai că am băgat pe Dreykmun și am pierdut. Ce-i pierdut, frate? Adică dacă ai băgat 70 de ore și ți-a picat un good knife să parimești, ăla da, iluz mare, adică pentru ăla aș fi plâns, dar așa nu-i foarte mare luzul. Ce pierd eu aici nu-i luz deloc aproape. A, asta se putea să fie ceva, nu știu pe site-ul lor cât e, dar asta se putea să fie doar ceva. Ceva. Uite, vedeți? E ceva. Adică e ca un fel de case free. Am pierdut un cent de pe case-ul ăsta. Mamă, Blood Tiger-ul, dacă pica era un euro. Not bad, not bad. E bun și ăsta, e bun. Bronze Dick-ul ăsta m-a păliet rău de tot. Ah, ok, nu chiar. 17 cenți, dar am dat 30 de cenți și am câștigat 17, like. Oh my god. Survivor Zoom. Nu știu cât e, habar n-am cât e. Rip Pepperonis. Rip profitul lui Raul. Adică, cred că am mișcat de webcam, să zumim pe sumele la OBS. Nu, n-am mișcat deloc, ok. Am mișcat, dar nu s-a dus din loc. Ok, mă. Păi, de final de 12 minute, hai că mai deschidem. Ce ziceți? Ce cutii să deschidem, fraților? Eu încă mă tot gândesc ce cutii să deschid, bă. Ce cutii? Stați că am făcut o prostie. Stați, nu-mi că vreau să copiez afilateul, dacă așa îmi place să zic, afilateul meu și să vi dau și vouă. Coiță, lasă-mă în pace. E ora 1, noaptea în timpul școlii și o bag deschis cu tipe Dreykmun, adică ce se poate întâmpla decât să pierd enorm. Stați un pic. Cred că o să aveți, nu știu, 100%, o să aveți, adică dacă vreți să câștigați mai mult, băgați acolo la, când vă zice, uite, Nick. Aici la promo code, Nick. Dar zice că deja eu ar afilei partenerist Nick Bania, pentru că deja am băgat. Dar cum băgați Nick acolo și puteți să deschideți cutii. Adică la boss, stați așa un pic. Hai mă, dăm un free test pin la ăsta, mă. Ia, la ăsta, dăm un free test pin. Hai dăm câteva free test pin-uri să văd ce mi-ar pica. Da, dacă deschideam 100%, nu-mi pica. Da, nu-mi pica. Ia la pica knives, dacă dau un frete spin. Ia, scurios ce-mi pica, chiar nu-s curios dacă deschideam o chestie asta. Ce-mi pica, o să-mi pice ceva fade sau... Ah, uite mă, uite, că nu e chiar așa, adică pica random, nu-ți pica când ai free, mă rog. Scriem de astea. Nu știu cât e asta. Trebuie să fie ieftină. Aha. Uh-huh. Hai, nu mai dau de-astea, că... Ba, de-astea. Nu trebuia! Dacă îmi pic ok, bine! Dar vă gândeați că o să-mi pic ok? No. Vise. Futricenți! Profit! Yay! Am făcut mare profit! Câte 14 minute? Să mai deschidem oare câteva? Hai că mai deschidem câteva. Doar de mila mea. Așa. Că mai avem și noi aici. Cât mai avem? 75 de cenți. Mai avem fix... Codul unic banian, 76, mă rog, un cent în plus sau minus, nu contează. Hai să ne gândim, eu aș vrea să deschid un... Să deschidem un mil spec, gen să deschidem mil spec în continuu. Hai,
Ce-o fi, m-o fi. Tăgam ea și cioaca să mi-o bag, mă. Hai, frate, pică ceva, mă. Hai, nu-ți bate joc de mine. Nu știu cât e ăsta. Cât e, mă? Că e bine, frate, că am băgat la profit acum. Hai, frate, te rog, pică ceva bun. Nu, oprește, oprește, oprește. Nu, de ce nu te-ai oprit acolo? Why? You say goodbye to my money. Money, money, am băgat bani aiurea în jocul ăsta de căcat. Cât o fi asta? Poate mai deschidem. Nu, no, ce zi. Asta e ultima. Dacă pică ceva bun, mai deschid. Dacă nu pică, mă piși pe el de site. Bine, nu mă piși, că o să mai fac episoade pe Dragon. Ah, yes, 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 asta e scump. Asta e, nu-i scump, dar e ceva. Yay! Deschidem încă 3, fraților. Încă 2. Dacă pică ceva bun, mai deschidem. Ah, nu, no, asta nu-i bun deloc. Ne avem încă una să deschidem, hai. O să mai bag. Chiar merită site-ul ăsta, chiar mă distrez, dar... Oh, bine, bă! Bine, bă! Ia uite-l, bă, băiatul cum face profit. Vedeți, mă, cum face băiatul profit? Adică ce-i făcut, frate? Facem profit aici de... Rupem. Bă, sper că vă plac episodele de genul, care deschid cutiuțe. Cutiuțe. Ia cât e ăsta. Nice, not bad. Da, e destul de nasol că pierd banii halul ăsta. Și-ați banii din YouTube, săracul de mine. Glumeam, nu-ți banii din YouTube. Nu câștig eu atâta. Să bag la... pariuri atâta, nu la pariuri, la deschid cutia atâta, adică, na. Hai, pierdut, totul s-a dus, frate, totul. Orice speranța mea de trăire s-a dus. Dacă pică acum ceva bun, mai putem. Dacă nu pică ceva bun, nu mai putem, că nu mai am. Na, nu mai putem după asta. Cred că dacă nu e 11, nu putem. 35! Dacă o ținem tot așa până dimineață, e bine. Adică facem episod de oră de case opening. Băi, nebun, hai că pică bun, frate. Bă, încă o cutie. Mai am 3 cenți. Dacă nu pică acum ceva bun, s-au dus să-ți banii. La dracu. Da, asta nu e 27 de cenți ăsta, mă. 17, mă rog. Fraților, cam ăsta este episodul. Asta e Drake Moon. Bași bani, pierzi. Glumeam, nu bași bani, pierzi. Bă, la mea, hai să-mi uită la cutie. Ce-i ăsta? 200 de euro. My friend, ia uite-mă ce are băiatul aici, mă, dacă pică asta. Aici poate să-ți pice orice bun, dar 200 de euro, drag, fac profit. Dacă spică, de exemplu, Icarus felul ăla, nu faci profit deloc. Ce asta? 4 euro. Ok, sper că v-a plăcut acest episod, o să mai fac case opening-uri pe site-ul ăsta, nu case opening-uri de sute de euro sau 10 de euro. Bine, 10 de euro poate, dar 100 de euro nu. Păi și acum cred că am cheltuit vreo 10-15 euro pe site-ul ăsta acum, doar în seara asta, în 17 minute, 18 minute de filmat. O să mai filmez un episod, mai multe episoade, cred că un episod pe 3-4 zile sau un episod pe săptămână de genul va apărea, nu știu exact. Oricum, sper că v-a plăcut, nu ați uitat să apăsați butonul subscribe și dacă apreciați efortul depus și banii depuși și tot că deja ați dezamăgit de viață, scaput, srip, pentru că... Am făcut profit, ia, ce avem aia? Uite-mă aici, când astea de la editul meu. Că am editat ceva și... de la editul meu, stai să le șterg. Mă rog, sper că v-a plăcut, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă v-a plăcut ceea ce... Ok, acolo aveți ceva care nu trebuie să vedeți mai. Câteva notițe de ale mele. Ok. Păi, fraților, oricum, sper că v-a plăcut. Site-ul e foarte șmechil, vi recomand dragmoon.com, adică www.dragmoon.com. Vi-l recomand cu toată inima mea, uite aici, inima cum iese. Ok, glumeam, ce chestia astea barnă. Da, deci, vi-l recomand din toată inima să faceți case opening pe site-ul ăsta. Chiar dacă eu, adică eu puteam să dau la try again, să-l păstrez și la winnings, chiar, uite, nu știu de ce îmi cere, mă. Mă rog, dacă îl dădeam acolo la winnings, chiar făceam ceva skin-uri, adică făceam skin-uri de vreo 7-8 euro. Bine, chiar dacă am băgat vreo 10 euro, tot făceam skin-uri, deci chiar a fost distractiv. Și măcar e o nouă serie pe canal, deci oricum, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye!